Bun găsit la o nouă ediție, Contrapunct, evenimentul zilei. Alături de mine, în studio, îi salut pe Dan Andronic și Mirel Curea. Salut! Salutăm și noi! Încă o ediție în care, în fiecare săptămână, răsfoim principalele subiecte, cele mai grele subiecte ale ultimelor 7 zile. De data asta am să începem cu un subiect care s-a discutat cel puțin în ultima lună destul de intens, legat de racolări în context electoral. Mie tema mi se pare importantă din două puncte de vedere. În primul rând, pentru că ea este o temă recurentă și o practică, din păcate, recurentă, care nu face bine deloc democrației din România. Pe de altă parte, există o dimensiune administrativă, iar racolările din ultima vreme, care sunt în continuitatea racolărilor pe care cealaltă tabără politică, PSD, le-a făcut înainte, se decantează din punctul de vedere al alocărilor bugetare foarte, foarte, foarte complicat. De pildă, există un caz destul de bine documentat, cazul de la Giurgiu, unde 25 de primari de la PSD, ALDE, au trecut la PNL, iar săptămâna trecută, joi, guvernul a acordat un plus de alocări față de ultima rectificare bugetară, la care toți cei 25 de primari care au trecut, care au schimbat tabăra, au primit, în plus față de toți ceilalți primari din Giurgiu, între 680.000 și 870.000 de lei, în vreme ce ceilalți au primit 25.000, toți flat, aceeași sumă. După părerea mea, lucrul ăsta se decontează, cum ziceam, într-o fisură de structură democratică a sistemului român de putere, pentru că un stat de drept are doar 4 și nu mai multe dimensiuni. Într-un stat de drept, legea domină, rule of law asta înseamnă domnia legii. A doua dimensiune este separația puterilor, a treia dimensiune este respectarea drepturilor și libertăților și a patra dimensiune, pe cât posibil, o administrație, o funcționărime nepartizanată. În secunda în care funcționărimea, administrația care pune în aplicare politicile guvernamentale este partizanată, ea servește exclusiv clientela. Asta, la nivelul firului ierbii, se decontează prost în sensul că acei care se află în feud de politice adversare puterii instalate în acel moment au de suferit pentru că proiecte simple de canalizare, de dezvoltări de drumuri, de reparații, primesc bani dacă sunt cu echipa de la putere, nu primesc bani dacă sunt din opoziție. Este exact antipodul, dacă vreți, modelului de dezvoltare echilibrată a Germaniei postbelice și care se practică și astăzi. În Germania, statele federale decid până la urmă modul de dezvoltare până la nivelul acceptării sau nu într-o comunitate, într-un oraș, într-o așezare, să zicem, a mai multor, să zicem, nu știu, întreprinderi care fabrică textile. Deci dacă într-un oraș nemțesc există o fabrică de textile, următoarea investiție în sensul ăsta trebuie să fie la o distanță rezonabilă de această investiție, în așa fel încât să dea de mâncare, locuri de muncă și să producă dezvoltare echilibrat pe toată suprafața. Noi rămânem
tributarii acestui tip de, până la urmă, feudalism în sensul cel mai strict al cuvântului. Cât de grav e totuși asta și cât de grav este că întreținem în continuare asta? Dan Andronic? Păi, e bine spus întreținem, pentru că lucrurile astea se întâmplă, în primul rând, datorită faptului că acești primari sunt votați indiferent de partidul la care se află. Ai început cu exemplul Giurgiu, un exemplu destul de nefericit din punctul meu de vedere, pentru că eu știu cum era acolo. Acolo 90% din primari erau la PSD și acum 90% din primari au trecut la PNL. Pur și simplu s-au dus după unde sunt resursele. Și aici nu e vorba de lucruri foarte complicate, ci de supraviețuire. Pentru că primăriile, din cauza modului în care și-au cheltuit bugetele, nu mai aveau bani nici de salarii. Deci nu e vorba aici de investiții, ci e vorba de faptul că vreau să-și ia niște salarii, că trebuie să plătească niște datorii. Dar, în primul rând, vorbim de funcționarea de zi cu zi a unei primării. Bugetele s-au terminat undeva prin luna august, începutul lui septembrie. Am stat de vorbă cu mulți primari. Dar, încă o dată, tipul ăsta de traseism, cum mi se spune, trecerea de la un partid la altul în funcție de cum bate vântul prin sondaje, va exista în România, cât va fi România, un regim democratic, întrucât, că dacă nu va mai fi, vor fi toți la același partid, deci și-au rezolvat problema. Atâta timp cât lucrurile astea nu sunt sancționate de alegători. Pentru că acolo este, de fapt, cheia. Acolo e schimbarea. În momentul în care mentalitatea alegătorilor se va modifica și vor spune, nu te mai votez pentru că acum 4 ani era la PNL și ai trecut la PSD sau viceversa, atunci și primarii se vor gândi. Dar dacă verticalitatea nu contează pentru alegători, de ce ar conta pentru primari? Aici însă este o capcană. Nu, dacă acel primar, dacă acel primar livrează, trecând de la un partid la altul, alegătorilor din localitatea lui, alegătorii îl vor gira în continuare la vot. Și mie mi se pare totuși important să zic, sau cel puțin asta e impresia mea, Mirel, poate mă contrazici, eu cred că deja suntem într-o fază la capitolul ăsta, într-un soi de defetism de ăsta, de genul, dumnei, plouă. Așa e situația. N-avem ce-i face. Cred că de la un moment dat încolo, poate că presa, mai mult sau mai puțin agregat, ar trebui să înceapă să spună lucruri simple, de genul, dom'le, nu e ok asta. Păi ca să, sigur că, dar bine ar fi să spunem noi că nu e ok asta și să explicăm de ce nu este ok și am avea posibilitatea să explicăm că știm carte, dar și cititorii noștri ar trebui să știe și ei carte. Ar fi trebuit să lectureze, să fi citit o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori Constituția și să înțeleagă că aceste chestii pe care ei, așa cum foarte bine spune, le iau ca pe, dom'le, plouă, asta e, ca pe o chestie dintre asta așa inevitabilă, ca pe o trăsătură din ADN cu care n-avem cum lupta, să înțeleagă că chestiile astea sunt în afara normalului și că le fac lor rău. Pe de altă parte, ar exista soluții, sigur, poate o să râdeți de mine și o să spuneți, iar vine asta cu soluții dintre astea teoretice ideale. Ai plecat de la partidul X, foarte bine, stai pe tușă o legislatură, 4 ani. Dar nu, deci înscris în nou partid. A, dacă vrei să schimbi... Dacă vrei să schimbi partidul, da. Pe de altă parte, stai puțin, când vorbim de trecerea de la PNL la PSD, este nu numai trecerea de la un partid la altul, ci și de la o ideologie la alta. Deci treci de la stânga la dreapta, nu te duci de la dreapta la dreapta. Doamne, poate a avut o revelație respectivul primar de la Cocârlați, a luat contact cu doctrinele politice și s-a dumirit. Nu? Haideți să vedem. Bun, stă 4 ani în nou partid în care s-a înscris și candidează în următoarea combinație, pentru următorul mandat. Acum, există și exact cum a spus voi amândoi, există într-adevăr și chestia asta obiectivă. Dom'le, oamenii din satul, comuna respectivă, îl botează pentru că este gospodar. Livrează. Iar el e tot timpul după bani, ca să livreze, ca să fie gospodar, nu livrează, să înțeleagă lumea ce face. Face ce trebuie, podețe, dă tablete copilul, le cumpără biciclete. Livrează în sensul. Exact. Și atunci om nici nu-l interesează. Eu cunosc asemenea, am chiar în neam, în familie. Un primar din tăsă pe care nu-l interesează. Zici, vere, toți sunt niște vagabonți. Mă duc și eu unde-s bani ca să fac pentru amărâții noștri. Și aici ar fi o soluție.
Și aici ar fi o soluție. Dom'le, banii ăștia pentru bugetele astea, chiar și când e bugetul inițial sau cum s-o numi, chiar și când e rectificarea, dom'le, să se dea în funcție de niște punctaje, punctaje care să reflecte necesitățile. Eram sigur că o să faci mișto de mine. Dar noi nu suntem în stare să... Noi nu știm să ne suflăm la sub, Batista. Exact. Și începem să facem punctaje la nivel de țară. Păi, dar... Dom'le, ideea este că există rezolvări, există căi de a se pune lucrurile la punct. Teoretic. Dom'le, dar măcar oamenii ăia cât s-au uitat la noi să înțeleagă că nu e ca ploaia. Nu e ca ploaia. Acum, ce să-i spui săteanului? Că, în general, se întâmplă mai mult în mediul rural decât în mediul urban. Ce să-i spui? Bă, îl votez până Gheorghe, mă. Mă, ne-a rezolvat tot ce ne... Păi știi că a plecat de la un partid la alt partid. Nu mă interesează. Că nu știu la ce partid e. Nu se duc după bani ca să facă podețe. În general se duc după bani pentru că în prag de alegeri trebuie să dea ajutoarele sociale, da, așa este, știi, da. Bursele pentru copii. În mod așa normal, trei date de primării. Știi că în 80% dintre... N-au bani să le dea. Nu că n-au bani, nu, eu măcar n-au prevăzut în buget. Nu sunt prevăzut în buget. Da. Măcar nu le-au prevăzut în buget. Acum, asta a fost o suplimentare a rectificării bugetare, de exemplu, asta de joia trecută. Asta a fost, da. Acum, mai este o componentă. Pe unii, nu știu eu ce pondere or fi aia, îi preocupă acești bani și prin prisma faptului că, domne, dacă mi se dă X în plus, 10% din X sunt ai mei. Ok. După părerea mea, însă, marea problemă nu e trecerea de la dreapta la stânga. Aici nu sunt întru totul de acord cu tine. Pentru că am și un exemplu, tunul cel mare, ca să zic așa, Reagan. Ronald Reagan, în tinerețe, era democrat. Da, așa e. Nu poți să... amprentezi America republicană mai serioasă. Primul rând, vorbim de o altă lume. Evident. O lume bipolară, ca să zic așa, okay, din punct de vedere politic. Iar acolo, Reagan a trecut de la democrați la republican, după aia s-a dus la democrat și după aia s-a dus la republicani. Nu. Da? În funcție de cum îi dădea. A făcut o singură opțiune, ceea ce este în viață este normal, dar noi aici vorbim de niște primari care s-ar caie puri dintr-o parte într-alta. Absolut. Acolo e un proces. Nu e, joacă coarda cu ideologie. E o morișcă. Păi, eu tot povestesc celebra fază care s-a petrecut între profesorul de metafizică Nae Ionescu și Petrețuțea. Petrețuțea în tinerețe era comunist. El povestea, citea Pravda, dar el nu știa alfabetul chirilic, dar citea Pravda la Capșa. Și într-o zi era asistentul lui Nae Ionescu, s-a dus la Nae Ionescu și a spus: domn profesor, gata, domnule, nu mai sunt comunist, am înțeles. Și Nae Ionescu îi spune: n-ai înțeles, băi, Petrache, te-ai dumirit. Așa și cu Reagan. Domnule, nu exclude nimeni posibilitatea dumirelii. Dar ăștia... Știți vorba care a fost Dan, momentul dumirelii la Reagan, dacă tot am ajuns acolo? Nu, eu nu știu. E o relatare care aparține, am impresia că unuia dintre cei doi biografi principali, pe vremea când... era președintele actorilor de la Hollywood, că au avut un sindicat. Unul din ei, la una din reuniuni, a spus că pentru el steagul Uniunii Sovietice este mai valoros decât steagul Statelor Unite. Și s-a dumirit. Reagan a închis ședința, a plecat la republicani și le-a dat dreptate republicanilor. Cu tot ce a urmat. Da. Însă, mai zic o dată, nu neapărat trecerea și balearea asta de tip morișcă este, după părerea mea, marea problemă, că asta se va întâmpla câtă vreme așa va fi rostul. Cred eu că trebuie schimbată, de fapt, filozofia de exercitare a puterii. Acolo trebuie lucrat. Adică guvernul nu mai trebuie să dea doar oamenilor lui. Simplu. Bun, dar încet se greși țara. Dar ăștia suntem, Sorine. Sau încercăm să o modificăm. Asta e o filozofie pe care au încercat și comuniștii să o schimbe. Bun, au era încercat mai și legionarii să o schimbe. Au încercat și țărăniștii. Toată lumea a încercat să o schimbe și nu le-a ieșit. E foarte greu să umbli. Adică tu, de fapt, ai vrea ca să se schimbe undeva forma, nu fondul. Fondul, schimbarea, dacă e schimbare reală, trebuie să plece de undeva din societate. Altfel nu este o schimbare. Este o schimbare administrativă și nu se întâmplă nimic. Aici ai se dreptate? Găsesc căi. Deci, încă o dată, lucrurile astea nu vor fi sancționate la vot, ele vor exista. Da, da. Atât timp cât verticalitatea nu înseamnă nimic pentru nimeni. Ce rost are să discutăm de altceva? Și de aici apare, de fapt, absența unui leadership normativ.
Pentru că dacă ai avea niște lideri care n-ar face așa și ar și spune că nu e firesc să faci așa... Dar tu nu vezi, Sorin, că reflexul nostru este tu, Sorin, adversarul meu face o chestie, Dan Andronic, prietenul meu, face aceeași chestie. Pe tine te fac praf, la el mă facă plouă, mă uit în altă parte. Salut! Da. Asta e în sângele nostru. Luați iar exemplul cel mai ușor de cuantificat, declarațiile oamenilor politici. Când sunt în opoziție, țipă că nu sunt de acord cu traseismul, când ajung acolo, spun, dom'le, nu mai e chiar așa. De fapt, ei au venit înapoi, n-au plecat. Sigur că da. S-au întors la mama. Da. Sau chiar dăm legi în sensul în care le permitem să vină. Da, dar nu, ei trebuie să găsească o explicație morală pentru care nu au fost de acord. Și explicația este, s-au întors la, da, exact, la mama și la tata. E cazul actual al peneliștilor care absorb foști peneliști, zic ei, de la PSD. Și ce o să facă cu ei? Că oricum sunt unii care se duc de colo-colo. O să câștigă gele, sigur că da. Și o să aibă niște lifte în partid. Cu care nu poți să ai curaj să traversezi nici strada. Nu vor să traversezi strada. Vor să rămână pe trotuarul ăsta. Da. Să le câștige. Dar să nu mai dea bani mai puțin la aia din opoziție, totuși e important. E o alocare acum, de săptămâna trecută. Da, pentru că este afectat cetățenii. Și cetățenii sunt asta este un bonus de racolare, ceea ce mi se pare, și nu e singurul caz. Este un abuz de autoritate. Evident. Dar atât timp cât el nu este sancționat în niciun fel și... Bănuiesc că și aici se folosesc întotdeauna fondurile la dispoziția primului ministru, pentru care nu există. Asta a fost resursa. Au trecut 2 miliarde de lei în fondul la dispoziție. Da, asta este pe principiu poanta veche prostui nou. Deci nu e nimic senzațional. Cât lucrurile astea sunt lăsate nereglementate și rest lăsate nereglementate, că vorbim de reglementări, în mod voit. Păi da, de ce nu trec tot bugetul de stat la dispoziția primului ministru? Și hotărăște la cine dăm bani de salarii la polițiști, nu mai dăm la piloți. De ce? Că n-am oricum nu merg avioanele. Da. Și tot așa. Asta se întâmplă în campanie electorală. Da? Din păcate tot timpul suntem în campanie electorală. Cred că suntem într-a 13-a zi de campanie electorală, cred. Așa oficial. Cum vi se pare până acum, ce vi s-a părut cel mai important până acum din campania asta electorală? Mie, de exemplu, știrea care a dominat săptămâna trecută, cea mai importantă știre a fost livrată de doamna Anisie, de la Ministerul Învățământului, care a anunțat, fără să vrea, cred eu, că secretarul de stat pentru învățământul preuniversitar a intrat în concediu. Era în concediu pentru a-și face campanie electorală. Asta doamna Anisie a anunțat cu toată presa de față, duminică, în ajunul deschiderii școlilor. Cam supărată. A fost antologică. Cam supărată pe chestia asta. Am observat eu în tonul ei. Atitudinea acelui secretar de stat este atitudinea... E o doamnă. Da, e o doamnă foarte bine. Este atitudinea guvernanților față de începutul școlii, vis-a-vis de alegerile locale. Nu îi interesează nici cât negru sub unghie soarta copiilor noștri, îi interesează doar deschidem școlile ca să putem ține alegerile locale, după aia vedem noi ce dracu facem și cu școlile astea. Și apropo, încă o informație, a funcționat ipoteza, ci că chiar practică, cum că consiliile de administrație din școli decid cum se deschide școala, care sunt condițiile de continuare, începând de... No. Da, consiliile de administrație și părinții decid, dar nu se aprobă. Păi la început părinții trebuiau să răspundă penal, potrivit acelor declarații. Slavă Domnului că s-a renunțat. S-a renunțat pentru că a fost scandalul mult prea mare, iar acum se încearcă găsirea altor responsabili. De ce? Pentru că mai avem un rând de alegeri și mai importante, alea parlamentare. Ori dacă iese foarte nasol acum cu alegerile astea locale, concomitent cu deschiderea școlilor, dacă iese nașpa, vorba copiilor, de școală, dacă iese nasol, le trebuie un vinovat, cum se spune, foarte bine țintuit pe cruce. De ce? Pentru că altfel poate să o ia, să o încaseze urât la parlamentare. Mie îmi pare rău că nu pot să te contrazic. Mie îmi pare bine. În...
în tot ce ai susținut la, în editorialul pe care l-ai semnat în evenimentul zilei legat de relația foarte sensibilă, aproape rană deschisă, între alegerile locale și felul în care în aceste două săptămâni se va derula școala. E evident că lucrurile astea vor afecta rezultatul alegerilor locale. În multe locuri se va câștiga sau se va pierde pe chestia asta, da, spuneai tu. Da, ideea este că nu-mi dau seama deocamdată unde se va duce nemulțumirea, către cine, către primar, către guvern și cum se va reflecta în vot. S-ar putea să reflecte și într-o scârbă, adică să asistăm la, pe lângă frica de pandemie, să asistăm și la o lehamită. Sau nu, dimpotrivă. Să vedem. Deci da, sunt atâtea variabile la aceste alegeri locale că plecând de la prezența la vot pe care ei o estimează. Chiar ieri am văzut un sondaj, o estima undeva la, într-un oraș mare, undeva la avea pe un scenariu 66%, pe alt scenariu 45%. Mi se pare enorm. Nu știu dacă e enorm, dar mi se pare mult. Da. Adică, în general, la locale, undeva la 55%. Cazuri fericite în vremuri nepandemice, ca să zic așa. Bun, în situații normale. Asta e prezența medie, 50? Nu știu dacă e medie, dar cam asta e, cam pe acolo ar trebui să învăța. Da, există interes. El va fi, dacă va fi cu în jur de 40, deja vorbim de 15% minus. Dar întrebarea ta era cu totul alta. Ce ni se pare semnificativ în... Păi cred că am intrat în etapa loviturilor sub centură. Deci am văzut înregistrarea pe care a dat-o... Dana Budeanu. Nu, a dat Cristian Zărescu, i-a dat-o Dana Budeanu. A distribuit-o. Da, Dana Budeanu este... Dana Budeanu, de exemplu, la ora actuală a devenit vârful de lance al luptei împotriva lui Nicușor Dan. O relație veche cu Gabriela Fire. Asumată deschis la televizor. Asumată deschis. Pe de altă parte, ieri am văzut și o poză cu Gabriela Firea și soțul la școală, alături de copii, în sala de clasă, fără măști. Sala de poză clasă care goală. Sala de clasă goală, dar tot fără măști. Da. Tot fără măști. Bun, ei au voie. Știi că în familie poți să stai fără mască, adică alături de copiii tăi. Dacă ei trăiesc în școală, da. Deci cred că au voie să facă și duș, au voie să facă multe lucruri acolo. Nu, eu am intrat ieri în școală și a trebuit să-mi pun masca, a trebuit să-mi pun buși de aia de plastic. Nu te lasă să intri așa în școală ca Vodan Lobodă. Am intrat de două ori, că uitasem ceva, mi-am pus de două ori și mască și pantofi. Doamna Firea a explicat plasedelea. Că a fost doar o secundă cât s-a realizat instantaneul. Frumosul și emoționantul instantaneu. Da, dar hai să te întreb altfel. Dacă tot este un instantaneu și are valoare de amintire, de ce îl pui pe Facebook? Am înțeles că le-a și retras cele două poze până la urmă, le-a șters imediat. Deci, mai mă lasă și cu explicațiile astea. Am și eu o capacitate de digestie destul de limitată. Băi, cu cât ești mai demnitar, cu cât ești mai persoană publică, cu cât ești mai gazetar cunoscut, domnule, cu atât trebuie să fii mai atent la asemenea nuanțe. Cu atât trebuie să nu faci lucruri. Eu, un prăpădit, am făcut ziua fetiței mele în cârciuma unui prieten, care avea posibilitatea să închidă tot restaurantul ăla și eu să chem câți invitați vreau și să fac. Nu! Am chemat exact 20 de invitați. De ce? Pentru că se uitau ospătarii la mine, mă vedeau barmanii, dar vreau să mă uite, ăsta e curea bă ăsta care ne face, ne ține nouă lecții și ne explică, te face teoria chibritului. Păi uite bă, nenorocitul ăsta. Nu, domne, trebuie să fii atent, să nu stai cu whisky-uri și trabuce în gură, cum stătea oia la guvern. Nu te duci să-ți faci poze cu copiii sau ți le faci pe domne, ți le faci acasă, domne, prima zi de școală. Își făceau poze cu copiii acasă înainte de a pleca la școală. Domne, ăstea sunt prostii care pleacă din neam prosteală, domne. Da. Cu cât ești... Nu, se numește altceva, se numește aroganță. Nu e prostie, e aroganță. Conceptul cred că ar conține... Arogant era și Liosa, dar nu era neam prost. Nu e, mie mi se pare, asta e urcare în pom. Eu așa o numesc pe asta. Iar aia că a pomenit Dan de aia cu Nicușor, da, aia este o înregistrare halucinantă. Da, chiar. Ce prevei? Vă imaginați vreunul dintre voi că ați putea avea asemenea discuție, că ați da un asemenea telefon să interveniți pentru un asemenea personaj? Vă imaginați într-o situație ca asta? Vreau să spun ceva? N-aș mai avea naivitatea asta.
Cât de imaginat aș putea să-mi imaginez. Corect, da, răspunsul e mai degrabă onest, dar corect. Aici. E halucinant ce este, mai ales că omul cu care vorbește, eu m-a ascultat cu mare atenție, regisă. Domnul zice câteva, domnule, sigur, e vorba de dumneavoastră la mijloc, că dacă nu era vorba de dumneavoastră, domnule, e proxenet, e traficant de droguri, e, da, domne, el, Nicușa, da, domne, dar are dreptate. Domne, o avea, domne, dreptate. O avea de, dar nu poți să dai, domne, asta înseamnă să dai telefon pentru un asemenea personaj. Domne, înseamnă că ai un grad de apropiere. Cu, ăla mai mult îl avertizează, domnul, și așa ne amenință, domne, că vin cu fratele meu Nicușor peste voi, vă fac, vă drec, vă... E o demență ce este acolo. Eu nu înțeleg ce e cu Nicușor. Bun, conversația, să zicem, conversație. Dom'le, conversația e ca la carte, ca la codul penal. Dar calitatea lui Nicușor în acea afacere era aceea de intervenient în justiție. A intervenit și în justiție. Împotriva demolării acelui spațiu construit ilegal pe în parcul copilor. Și nu e nici de cum se spune că justiția le-a dat dreptate. Nu le-a dat nicio dreptate. Dosarul s-a întors. Nu le-a dat nicio dreptate. Dar repet, domne, omul ăla poriclit câine, domne, poate să aibă dreptatea de pe lume. Domne, așa cum nu faci ziua de naștere a copilului cu 200 de invitații, când reglementările spun altceva, la fel nu dai, domne, telefoane. L-am rugat pe Dan înainte de emisiune să-mi dea telefonul unui decan pe care vreau să-l sun să ajute un copil orfan. N-ai voie să dai decât asemenea telefoane, dar alte telefoane n-ai voie să dai. Nu dai! Nu intervii. Eu nu știu ce e în capul lui. Cred că nu e mare lucru în capul lui, că altă explicație n-am. Mă tem că ai dreptate. Dane, o să cântărească? Nu-mi dau seama până acum de impact. Am văzut și... E foarte interesant, iartă-mă, doar atâta completez, e un fapt. Scandalul ăsta, subiectul ca atare, tratat pe larg, el are o istorie lungă, însă el a fost decantat în presă, Hot News, de exemplu, îl trata la demolarea respectivului restaurant în luna mai, cu toată relația dintre Mitrache, îl cheamă pe cei care... Câine. Exact. Da. Și a cărui familie, formată din el, soție, soră, soț, și-au făcut buletinele de identitate cu domiciliu stabil în parcul copilului. Acea clădire. Bun, astea sunt, hai să zic... Subiectul e vechi, de-aia zic, acum a apărut doar astea înregistrare. Astea, dacă vrei, sunt accesoriile unei asemenea povești. Fenomenul la care asistăm este în ce se intră în campania murdară. Se trage cu armele mari. Da, încep să fie scoase. Am văzut și două anchete, una chiar am publicat-o noi, o anchetă care fusese refuzată de Libertatea. Am publicat-o noi pentru că cei de la Libertate au spus da, este perfectă, dar după 27. A, bun. Da, de ce? Pentru că era vorba de Clotilde Armand, care era în competiție cu Daniel Tudorache și acolo era, s-a mers pe povestea cu distrigazul. Vechiul accident cu victimă. Da, omul care am fost întrebat de ziarist dacă o publicăm noi și am zis că da, o publicăm noi. Și am publicat-o. Mai sunt, deci încep tot, să apară tot felul de... o scheles din dulap, că e mult spus. Mm-hmm. Tot felul de amănunte stânjenitoare. Să folosim. Și apare, este foarte bine că apar. Apar despre toți. Iar eu, din tot ceea ce apare, înțeleg, mă repet, înțeleg ce. Și când îți faci o poză într-o școală unde nu se intră decât mascat, fără mască, pentru că ești primar și pentru că poți, și când dai telefoane de trafic de influență, ca la codul penal, ce înseamnă? Te situezi undeva pe norișori, deasupra legii. Și atunci, domne, măcar atât să te aducă cu picioarele pe pământ. Faptul că chestiile astea devin publice și că tu trebuie că să societatea dai... reacționează, domne, în tot felul de... Că tu trebuie să dai explicații. Gabriela Firea a retras repede poza, deci a înțeles exact. Domne, a înțeles, domne. E o mică aduce cu picioarele pe pământ. Iar Nicușor Dan, eu sper, vă spun sincer, domne, eu sincer sper să răspundă penal pentru chestia aia. Pentru că acolo e o faptă penală. Eu nu-mi imaginez, repet, nici pe tine, nici pe Dan, nici pe mine, eu nu-mi imaginez cunoscuții mei dând un telefon, domne, poți să fii în eroare. Poți la un moment dat să, dacă Nicușor Dan spunea la telefon, cum, ce spuneți? Droguri și proxenet, mă iertați că v-am deranjat, o zi bună, considerați că nu v-am sunat. Nu, domnule, el insistă.
El insistă. Deci acolo e boală curată. Da, și răspunsul mi s-a părut, și răspunsul lui Nicușor Dan mi s-a părut inadecvat în da, aceeași cheie de se sediști de vină. M-a întrebat dacă contează. Sincer, nu cred că mai contează. Deci asemenea lucruri trebuie să le faci, au nevoie de un anumit timp. Sunt foarte târziu făcute. Da, vin târziu. Poate fi digerate, zici. Da, nu numai, trebuie fixate, da, trebuie toată lumea să audă de ele. Trebuie repetate suficient de mult încât să... E ca un mesaj publicitar, funcționează aceleași reguli. Da. Nu e ca într-o comună în care cei 6.000 de oameni, 5.000 de oameni, află care de fapt sunt 4.000 de familii, află că primarul a fost prins beat... Sau și-a măritat fata, de exemplu. Sau și-a măritat fata, da, ca să dăm și o știre pozitivă. Deci, nu știu dacă vor conta atât de mult cât își închipuie cei care le-au lansat. Au făcut tot tamtamul de rigoare, am văzut, există un media plen în spatele acestor dezvăluiri și e normal, deci nu e... Așa se face. Da, da, da. Până la urmă, face, e un instrument de campanie electorală și trebuie tratat ca atare. Dar eu, dacă aș fi fost în locul lor, o începe mai demult. Cu atât mai mult cu cât subiectul, cum ziceam, e de prin mai, cel puțin încheiat, subiectul cu toate datele. Despre lucrul ăsta se știe de mult. Iar el are vreo 10 ani. Da. Cazul ca atare. Despre restaurantul din Parcul Copil. Da, cu demolarea și da, cu toată povestea. Da. Și a avut ultima etapă, asta în care a fost pomenit exact în calitatea de intervenient, inclusiv Nicușor Dan, cu tot materialul, încă din jumătatea, la a doua jumătate a lunii mai. Înregistrare azi, n-am apucat să o văd. Ai apucat să o vezi, Dane? Ce? O înregistrare cu Nicușor Dan, telefoane de la lui. Da. Eu știu, la mine e simplu, eu știu că votez cu Traian Băsescu, deci nu mă interesează. E important de spus, pentru că eu sunt convins că la ora asta toate opțiunile de vot care contează și care vor fi suma mare, sunt stabile, stabilizate deja, lumea știe. Cine își imaginează că mai aduce lume la vot? Nu, ce se întâmplă? Nu e așa. Nu e vorba de lume la vot. E vorba că într-o cursă strânsă. Deci pentru o opțiune, în sensul. Dacă este vorba de un 2-3% diferență între cei doi candidați... Poate fluctua. 2-3%, dacă e matematică, înseamnă un punct jumate. Uh-huh. Deci poate conta așa ceva. Nu e chiar de lepădat. O asemenea ipoteză. Se mai enervează și nehotărâții. Da. Și la București, competiția e destul de strânsă, cel puțin așa zic sondajele de care am auzit eu până acum. Destul de strânsă. Așa or fi. Nu știu, n-am văzut, sincer, am văzut, de fapt, nu mint acum, am văzut sondaje, dar nu am încredere în ele. Da, te cred. Asta te spun. Cred. Și nu că n-am încredere în cei care le fac, ci estimarea prezenței la vot, mi se pare, cea mai mare problemă. Și după părerea ta e mare. Schimbă, cred că da, asta va schimba clar. Pentru că una e să estimezi, faci un sondaj pe 66% de oameni care vin la vot și altă vine 40%. Pe momentul ai făcut sondajul degeaba. Și dacă discutăm și de marje, deci dacă competiția dacă e chiar strânsă, atunci chiar ai o problemă. Pur și simplu poate să schimbe tabloul, mai ales când, așa cum intuim, vorbim de alegeri la mustață. Sigur. Deci una e să fie Nicușor Dan în față și Gabi Firea pe locul 2 sau viceversa. Doar din prezență la vot. Și în plus, Gabriela Firea continuă să fructifice calitatea de primar în funcție destul de bine. E servită de niște televiziuni, Antena 3 și RTV în mod special, destul de insistent, în așa fel încât prezența ei, inclusiv în relația chiar cu am văzut începerea de exemplu, școlii și așa mai departe, de asta, destul de interesant. Va fi interesant, chiar am văzut, să vă zic exact ca să nu greșesc. Deci, Nicușor Dan a anunțat că acceptă invitația de dezbatere televizată cu Gabi Firea pe 23 septembrie la Realitatea TV. Da, minunat. Vedeți ce înseamnă precedentul creat? Până acum niște ani conta. Când fugeai de dezbatere, iar ai considera găină, putea să te coste. Dom'le, de când avem precedentul Iohannis, care a refuzat, nu mai e nicio problemă. Dar, dom'le, cum? Cei acuzați că refuză întâlnirile astea electorale, aduc aceleași argumente pe care le-a adus și Iohannis, sau, mă rog, le-au adus oamenii lui Iohannis. Uite cum, exact ce vorbeam toți mai devreme, uite cum ajungem să considerăm anormalul normal.
Am halit-o, n-a fost sancționat Iohannis pentru faptul că a fugit ca o găină de confruntările electorale, nu-i mai sancționăm nici pe ăștia. Dar n-a fugit ca o găină, nu-i corect. Acum eu înțeleg că nu l-ai votat pe Iohannis. Dar a avut două dezbateri cu Victor Ponta. Aranjamentele alea? Nu știu ce, aranjamente, nearanjamente. Nu, cred că Mirel vorbește de ultima, nu, ultima de rundă. Ultima, de ultima. Okay. Unde a evitat și unde a avut aia, Coloviola cu presa, Coloviu aranjat. Acum... Păi, și atunci a devenit și asta un normal, Dan. Pentru că pentru mine e foarte clar. Eu nu o să-l votez pe Băsescu, dar într-o întâlnire, Nicu Jordan, Băsescu, Firea, Băsescu îi mănâncă cu chifle la micul dejun, îi rupe pe picior. E, nu mai e o problemă că ei fug și nu se prezintă. Ar fi fost o problemă dacă n-am fi avut acest precedent. Uite, de exemplu, e aceeași dezbatere în Statele Unite, că tot vorbim, în care Biden a anunțat că nu acceptă mai mult de 3 dezbateri televizate cu Trump. Dacă și nu mă înșel, tot 3 au fost și cu doamna Trump, Clinton, da, da, sau 4. Nu, nu, au fost 4. Au fost 4. Da. Trump cere mai multe dezbateri televizate și ei, e o chestie de tactică de campanie. Ale echipelor, da. Da, domne, nu... Conservăm ce avem, ce rost are să ne batem. Da, da, va avea 3, Dane. Uite așa cum el cu Alzheimer, săracul de el, va avea 3. Ăștia nu vor niciuna. Două, păi, da, personaje... Da, în momentul în care pui în discuție, până la urmă, numărul, pui în discuție și principiul. E adevărat. Deci... E adevărat. Bă, dar cât de cât se duce ăștia, nu vor să ducă la... Și repet, îi înțeleg. Îi înțeleg, Dan râde de mine. Mie personajul Traian Băsescu, mie total nesuferit. Dar asta nu înseamnă că nu-i mănâncă fripți. Pentru că știe, așa cum știe instituțiile Uniunii Europene, eu nu știu de ce o pleca de acolo, așa cum știe instituțiile Uniunii Europene, cum nu le știe nimeni în țara asta, poate la același nivel la care le știu ăștia care au fost parlamentari europeni cu vechime, cu experiență în externe, cum e Severin și câțiva, dar foarte puțin, așa cum știe instituțiile, la fel știe și primăria Traian Băsescu. Cea mai importantă dimensiune a lui Traian Băsescu, după părerea mea, este aceea de comunicator înnăscut. Este bun, sigur că da, e comunicator și este înnăscut. Este prima condiție a unui om care face politică, trebuie să știe să vorbească. Dacă ar fi candidat la ministru, iartă-mă, dar nu mă ochipă, dacă ar fi candidat pentru postul de ministru al culturii, domnule, avea doar calitatea că e bun comunicator, nu știa despre ce e vorba. Domnule, aici e și bun comunicator, da, aici... și știe, domnule, administrație, știe gospodăreală. Știe... Aici nu sunt de acord cu voi. Deci Traian Băsescu nu este un bun comunicator. Este, de exemplu, bun comunicator era Crin Antonescu. Era unul dintre cei mai buni oratori pe care i-a dat politica românească. Traian Băsescu este un tip foarte sistematic, care citește enorm, se pregătește pentru orice emisiune și vorbește în cunoștință de cauză. Plus că e vorba și de experiență. E, și are și întorsături. Deci el nu e un comunicator în sensul că e vreun Cicero. Vorbește repede, articulat, Cicero, convingător. Da. Da. Nu, Dane, nu, Dane, dar este, dar captează știe, atenția. Traian, păi da, pentru că Traian Băsescu știe despre ce vorbește. E cu totul altceva. Sau știe să pregătească subiectul de acord, în așa fel să fi, încât să ți-l vândă. Poți să fii sau nu fii de acord cu el, dar are un punct de vedere. Exact. Deci el niciodată nu vorbește, dacă l-ați văzut, în generalități, e inginer. Se comportă ca atare. Eu l-am văzut lucrând. E un tip foarte sistematic. Citește, el de exemplu, acum discutam cu el zilele trecute, tot cartea aia noastră, a lui de fapt, și îi spuneam ceva, iar sunteți la Bruxelles, iar la Bruxelles? Da. Păi zic, de ce? Păi zice, dacă nu ești acolo, nu te bagă nimeni în seamă. Degeaba vorbesc. Ce poți vorbi pe Zoom, dar nu te ia nimeni în calcul, ce mă duc acolo că am ceva de spus. Și mi-a explicat cu, acum se discută la Bruxelles, o temă foarte importantă, bineînțeles că pe noi nu ne interesează, în care se discută despre climă. Da? Și în care România a pierdut, România și Franța au pierdut două lucruri foarte importante. Energia nucleară. Va fi considerată energie poluantă. Da? O dezbatere care... Și mi-a zis, domnule, în România nimeni nu este internet. Da. Nu vine... Da, da, deja bătălia s-a pierdut. Da, 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 știu. Da? Și mi-a zis, noi cu Franța suntem principalii perdanți. Da. Iar se duce acolo pentru că simte nevoia. Deci ăsta este Traian Băsescu. E un tip care întotdeauna da, a încercat să fie bine pregătit. E muncitor și temeinic, da. Da. De altfel, o parte consistentă a ofertei lui din programul pentru București... Și a scris-o singur. Are dimensiunea da. Asta... Da. Da, ecologică. Tot așa, l-am sunat într-o zi, doamne, ce faceți? Scriu la ofertă. Păi zic, dumneavoastră, nu alții, nu aveți consilier? Ce? Dacă îi las pe ea, trebuie să o iau eu de la capăt. Două personaje în ultima săptămână
unul din ele chiar mai de mult, n-au refuzat dialogurile. Primul este, primul personaj este Laura Codruța Căveșin, care a acceptat un dialog avântat de 26 de minute. N-a acceptat ea nimic, în termin. La BBC. Dacă era după ea. Cu Steven Sacker, la Hard Talk. Un interviu care mie mi-a plăcut, după care am avut revelația ca jucător mai de mult în presă. Că nu este un interviu excepțional. E un interviu banal, bun, dar banal, de care autoritățile în general și miturile astea, cum este doamna Căveșii, de exemplu, n-au mai avut parte la noi. Noi, mi se pare mie, că ne-am dezvățat de a mai primi astfel de produse critice, bine articulate, bine documentate, într-un dialog de o jumătate de oră care a avut consistență și părți, după părerea mea, spectaculoase. Cea mai spectaculoasă, evident, a fost partea în care a mințit grav. Și spectaculoase, bă. Da, acum, știți, în legătură cu fapte care pot fi conspectate. Eu stau să mă gândesc dacă Laura Codruța Căveșii chiar își dă seama că mint. Deci de multe ori m-am gândit că ea vorbesc foarte serios. Da. Pentru că are o seninătate în ea de... Hai, mă, copii, mă. Nu, vorbesc foarte, foarte serios. Există și oameni cu capacitatea de a se autoconvinge, să știu. Am senzația că, bun, în primul rând, slavă Domnului că a învățat engleză. Deci i-a folosit la ceva slujba de la Bruxelles. E un lucru bun. De la Luxemburg, că acolo e sediu. Data de Bruxelles. E un lucru bun pentru că orice limbă străină te ajută să mai citești altceva. Și altceva, în viață, în general. Da. Dar deci ăsta este punctul. După aia, ziaristul englez n-a fost un ziarist comod. Nu și-a dus așa cum am văzut eu la Hard Talk. Am văzut și eu cu celălalt. Da. Se poate și mai bine. Stil, se avea un stil mult mai agresiv. Mm-hmm. Deci când te băga într-o situație de tipul ăla, cum a băgat-o cu curtea acolo, nu te lăsa. Îți închidea unghiurile de, gusta, exact. Unghiurile și nu pleca de acolo. De fugă și nu pleca, și nu pleca până nu te făcea acolo, să transpiri. A lăsat-o ușor să degajeze. Bun, dar se mai întâmplă un lucru pe care e bine să-l înțelegem. Lucrurile sunt atât de specioase, adică trebuie să știi atât de bine speța ca să fii, citit ce a scris Andronic de rapoartele SRI-ului, ce a scris nu știu cine de deciziile Curții Constituționale. Ca să știi pe ce să insiști până ca la ca să știi să te duci stoarcele. Până în... Sigur. Bun, acum, nefiind un dictator nord-corean și fiind un produs de succes al politicii anticorupție la nivel european, nu a fost dusă până la ultima consecință. Nu, asta până zic. La ultima, până la ultima întrebare, bun, dar s-a văzut, s-a simțit Brexit-ul, ca să zic așa. S-a simțit că nu era extrem de favorabil ideii reprezentate de Laura Codruța Căveșii, ceea ce până la urmă este un început. Eu chiar m-am gândit la un moment dat dacă să nu traduc ce am scris în engleză și să-i trimit omului ăla în ipoteza în care va citi vreodată și va înțelege ce i s-a întâmplat. Știi de ce s-a întâmplat așa cum s-a întâmplat? Apropo de... Știu dinăuntru, din bucătărie, destul de bine. Astfel de interviuri la BBC sunt nu numai foarte bine pregătite. Sunt chiar negociate până la întrebări. Iar producătorul, doi în cazul de față, deci acest interviu de 26 de minute a avut doi producători. Okay. Stau de vorbă cu intervievatul pe întrebări. Și negociază fiecare întrebare în parte. Chiar și o zi întreagă înainte de, în așa fel încât omul ăla să poată să-și articuleze niște idei, să le așeze, să știe că vin și să fie oarecum pregătit, nu neapărat să știe răspunsurile motamo. Unul din motivele pentru care doamna Căveșii și mi s-a părut mie că știa engleză, este că și le-a și pregătit în engleză. Da, e posibil, dar eu aș pune puțin problema. Se discută temele, nu se discută întrebările. Uh-huh. Uneori chiar întrebări. Da, dar nu-i atunci totul ar fi un interviu fabricat de la cap la coadă. Nu, trebuie să existe doza de spontaneitate și doza de surpriză pe care am văzut-o. Ca atare, nu, dar păreți, hai discutăm despre problema asta. Sigur că da. Ce părere aveți? Cum credeți? Uite, noi zicem că, el zice că și tot așa. Deci nu i-au pus chiar întrebările. Se poate? Mirel. Ăsta este un interviu
producătorii au știut lucrul ăsta, că e un interviu pe care îl vor vedea, îl vor asculta, îl vor analiza oamenii care se pricep. Da. Să nu vă imaginați că la un interviu cu Laura Codruța Chiuviciu să se uite, nu știu, cititorii Cotidianului de San. Da, nu părea foarte ofertant ca imagine. Așa exact, exact. Ca un machiaj de parcă să uitase într-o sobă explodată. Ținând cont de faptul că la acest interviu se vor uita, s-au uitat și se vor uita oameni care sunt în temă și care sunt preocupați și care au cunoștințele necesare care să le permită preocuparea în asemenea domenii, interviul ăsta a făcut o pulbere pe Laura Codruța Chiuviciu. Pentru că oamenii preocupați de tematici de genul ăsta și familiarizați și cu cunoștințe în domeniul ăsta, au înțeles că minte de rupe, jurnalistul a insistat până la limita în care, până la limita bunului simț profesional. Eu așez acest interviu într-o suită de lovituri pe care Laura Codruța Chiuviciu le primește în vederea lămuririi opiniei publice din Uniunea Europeană, în țările membre ale Uniunii Europene și mai ales din țările care au aderat la tratatul ăsta cu parchetul. Cele 22, exact, sunt 22 din 22. Să se lămurească cine este această femeie. Prima lovitură năpraznică este cea pe care i-a dat-o premierul maghiar, Orban. Dom'le, nu l-a apucat pe la vorbitul peste noapte. Al doilea, a doua lovitură este, dom'le, presarea lui Portocal. Presarea lui Portocal care spune niște lucruri, nu știu dacă l-ați urmărit, dacă n-ați urmărit ce dezvăluiri face el pe la Realitatea TV, vă recomand să urmăriți. Dom'le, spune niște chestii, adică nu știu că parcă sunt editorialele mele, parcă sunt dezvăluirile lui Dan din serialul lui Statul Paralel, sufrageria lui Oprea. Domnule, de ce l-a spus niște lucruri? Le spune foarte clar. Cum negocia cu Oldea, cu doi ofițeri de informații francezi, arestarea sau nearestarea unui cetățean francez de origine română de la Apanova? Și sigur, toate astea în legătură și cu Laura Codruța. Mai multe, dar... Păi ia spune-ne, hai că amuțim. Oricum acesta este cel de-al doilea personaj care n-a refuzat dialogul la care mă refeream când am început discuția despre doamna Chiuviciu. Cine? Negulescu? Negulescu Portocală. Dragilor. Asta e al doilea interviu despre care se poate vorbi destul de mult. Dragilor. Două interviuri, de fapt, că sunt două lucruri separate. Este un soi de epopee de 14 ore pe care a reușit-o Realitatea. Da, 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 o reușită imediat, imediat, da, după, imediat, da, după scoaterea, da, lui din, da, pușcărie, la câteva zile. Da, da, da. Am și numărat cam în câte zile au reușit să înregistreze 14 ore de interviu. Acum nu cred că avea multă treabă, le-a ajuns o zi. E adevărat. Domnilor, iar, iar atenție! Acestea ultimele, numai asta vreau să, da, spun, ăsta ultimul, inclusiv cu cel de la Apanova, a fost un soi de updatarea primului interviu. Updatarea primului interviu în care omul a reacționat extrem de dur și continuă să reacționeze tot mai dur după audierea lui Coldea la DNA. Da, da. Ai apucat să vezi ceva din el, Dane? Dane, uită-te. M-am uitat, ca să fiu sincer, stai să vă spun, da, cum funcționez eu. Eu evit să mă uit la lucruri de tipul ăsta, unul pentru că pierd timpul. Doi, pentru că mă enervez. Și atunci am următoarea abordare. Dimineața când mă trezesc foarte devreme, iau și citesc știrile care au apărut sau, cum e în cazul interviului cu Negulescu, despre stenograma, nu. Ei publică chiar stenograma interviului. Da. De ce? Unul dispare zgura aia de impact de moment. Și pot să analizez mai exact ce a spus. Deci nu le-am văzut, dar am citit ce a spus. Am citit în fiecare dimineață ce a spus. N-a spus lucruri senzaționale. A spus lucruri care se știau. Corect. Nu le-a explicat până la capăt. Și aici cred că de fapt e... Și am din ce în ce mai mult senzația. Se știau, știi tu. Păi nu, se știau când... Eu nu știam că Coldea s-a întâlnit cu doi ofițeri de informații francezi ca să negocieze niște arestări. Eu nu vorbesc că se știau la nivel public. Dar în anumite cercuri se știau lucrurile astea. Nu erau... Și am din ce în ce mai mult senzația că Portocală, zis Negulescu, este o piesă într-o construcție care la un moment dat va izbucni.
E, da, ai deci terminat? Va fi... Deci e un scenariu care este va un scenariu. Un final, deci, nu este nu este întâmplător ceea ce se întâmplă. Nu e. Chiar vreau să te întreb pe tine că ești mai familiarizat cu teritoriul. Nu este întâmplător. O să vedeți, după părerea mea, după alegerile locale, între locale și parlamentare, niște explozii. Eu am auzit la ultima lui apariție, de exemplu, întrebări de genul de la Negulescu. Mie mi se pare... nu numai indigest personajul, dar și destul de plictisitor. Întrebări de genul cărui stat îi era subordonat și ce stat servea Coldea în secunda în care se ducea și vorbea cu cei doi spioni francezi. Lucrurile astea sunt destul de grave în enunțul ăsta. Sigur că da. Aici cred că Dan e mai mult decât îndreptățit să susțină asta. E un script undeva. E un exit. E sigur că da. Spune o chestie senzațională și sunt convins că nu o spune de capul lui. Spune că după ce a negociat Coldea cu cei doi ofițeri de informații francezi, au fost decorați cu Legiunea de Onoare și el și Chioveși. Și spune datele la care au fost. Iată că el acționează acest Negulescu. Pun o întrebare simplă, că ești mai familiarizat cu lucrurile astea. Cum de a aflat Negulescu că Coldea s-a întâlnit cu doi ofițeri de informații de la ambasada franceză? Exact. Voilà, despre asta e vorba. Cum? Deci este cineva în spate? Cum? I s-a dat informația. Că bănuiesc că Coldea nu era pus sub supraveghere, bănuiesc că ambasada Franței nu era pusă sub supraveghere. Absolut, cu siguranță. Și dacă era pusă de sub supraveghere, pe vremea aia, din ce mi-aduc eu aminte, funcționau protocoalele și ar fi fost prin serviciu de ascultare filaj al SRI-ului. Sigur că da, informația asta i-a fost livrată. Funcționau protocolul atunci. Da, știu că funcționau, fost livrată. Mă gândeam dacă SRI sau SIE. Da. Nu, SIE nu are competențe pe teritoriul statului român. Nu, sigur că n-are competență. Nu, n-are. Dar e competent. Este foarte limpede dacă răspunsul ăla. Și niciun caz, scuze-mă, nu supraveghează o ambasadă aliată. Da. Sau nu recunosc. Da. Oficial. Da. Dane, răspunsul la întrebarea ta este foarte, foarte simplu. În toată povestea asta, Negulescu nu este de capul lui. Probabil că și-a negociat un regim juridic mai blând, chiar poate chiar să scape de pușcărie, dacă îi toarnă pe ăștia cum trebuie. Din informațiile mele, el a livrat inclusiv mail-uri, SMS-uri și înregistrările unor convorbiri telefonice. Ce să livreze că-i fac percheziții? Gravitatea însă și numărul foarte mare al acuzațiilor sunt abundente la el. E greu să scap cu așa ceva. E greu. E România. Deja are două dosare, care unul a plecat în instanță, nu o să-i fie ușor. Sau așa îl păcălesc. Tocmai asta ziceam. Că te scăpăm. Ți-or fi greu de păcălit. Cum l-au păcălit pe Dragnea, îl păcălesc și pe ăsta. Domnilor, vă mulțumesc. Florin Coldea avea o vorbă, care cred că se păstrează. Zicea așa. Ce dumne, de ajutat nu știu dacă te ajutăm, dar de încurca sigur putem. Pe această notă înaltă, veselă, vă mulțumesc, domnilor, pentru încă o ediție Contrapuncte VZTV. Până săptămâna viitoare, toate bune!